Bună! Sunt botezatul meu și astăzi m-am gândit să vorbesc despre dorința arzătoare. Căutăm fericirea în familie, în viața socială, la servici. Căutăm iubirea, împlinirea, chiar și banii. Dar ce facem noi pentru a le avea? Ce faceți voi pentru a avea aceste dorințe, pentru a le materializa în viața voastră? Știți, totul pleacă de la o dorință. Inclusiv visul, visurile despre care tot vorbesc eu. Iar când spun de dorință, nu mă gândesc la acele dorințe efemere, gen vreau să am bani, vreau să am mașină, vreau să am sănătate, pe care toți oamenii le spun, ci mă gândesc la acea dorință arzătoare. O dorință pe care o simți în sufletul tău și în mintea ta și care pur și simplu te înfierbântă, te arde să o ai. Această dorință pentru a începe să o materializezi este important să știi cu exactitate ce dorești. Clar, nu există dorință arzătoare la un gând, la un vis efemer. Napoleon Hill a identificat 6 pași prin care poți materializa o dorință arzătoare. Eu aplic acești 6 pași în toate proiectele mele, fie că sunt mai mici sau mai mari. La început, nu am crezut în acești 6 pași. Pur și simplu am început ușor să fac 1, 2 din pași. Am văzut că începeau să apară rezultatele și am zis să-i fac în ordinea zisă de autor, de Napoleon. Și am fost foarte surprins când au început să apară rezultatele. Și a zis, wow, funcționează. Da? Bun. Care sunt cei 6 pași? 1. Pasul numărul 1. Fixează-ți în minte exact dorința pe care ți-o dorești. Dar eu spun mai mult. Pe lângă minte, încearcă să o fixezi și în suflet. Acea dorință să înceapă să facă parte din tine. Pentru că astfel tu începi să emiți niște emoții care te va ajuta în materializarea ei. Pasul 2. Stabilește ce intenționezi să oferi tu în schimbul dorinței. În acest univers există un schimb. Nimic nu este pe gratis. Tu va trebui să oferi ceva în schimbul acelei dorințe. Pasul 3. Stabilește o dată precisă. Va trebui să te gândești în realitatea în care ești la o dată precisă. 30 august, 1 septembrie, 31 decembrie. Da? Pasul 4. Fă un plan și începe să-l pui în aplicare vis-a-vis de dorința ta. Pasul 5. Foarte important, pasul 5. Notează. Notează pe hârtie planul și dorința. Notează-le. Al 6-lea pas. Citește în fiecare zi, o dată sau de 2 ori, dorința și planul tău. Nu de alta, dar să nu le uiți. A crede cu toată tăria, cu toată convingerea ta că reușești, este bine. Dar trebuie să ai grijă de traseul pe care îl parcurgi.
El este bine să fie făcut fără a aduce unele efecte sau prejudicii negative celor din jur. Pe niciun plan, a realiza dorința arzătoare nu înseamnă a călca pe cadavre. Ea trebuie făcută în iubire față de tine și în respect față de tine. Dacă le faci în respect și iubire, același lucru vei oferi și celor din jurul tău. Atât pentru astăzi. Aplicați pașii. Dacă v-a plăcut, apasă pe subscribe sau abonare și apoi pe clopoțel pentru a primi toate postările mele de azi înainte. O zi și o săptămână cu sport.